La Digispot Special, ni se alătură prin telefon și Gică Hagi. Bună seara, Gică. Da, bună seara. Bună seara, ce faceți? Discutăm și noi discuții despre 0-4 cu Norvegia. Despre cine vrea să vină la echipa națională, nu? Da. Fotbalul e imprevizibil. Poți să pierzi, dar contează cum pierzi. Dar n-am văzut meciul, nu știu cum am pierdut. Da, nu știu, nici eu nu l-am văzut, așa că nu pot să-mi dau cu părerea. Doar pot să spun un singur lucru. Nu pot să accept că jucători care sunt români au fost, sau s-au născut, sau au crescut în străinătate și uite că sunt români. Acești jucători, uitați-i, nici măcar nu mai scrieți două rânduri de ei. Două rânduri. Dar sunt de acuzat, Gică, pentru că e altă lume. Ei au... 200%. Nu sunt români. Ce? Pentru că nu sunt români. Pentru că nu vor să vină la națională? Sau... Nu, pentru că nu sunt români. A fi român înseamnă oricând și oricând trebuie să te cheme. Și când te cheamă, tu trebuie să răspunzi. Nu mai vrei să fii român, atunci nu ne folosi. Nu ne folosi în lucrurile tale. Da, oficial, formal, așa, ei sunt și români, dar sunt și cetățeni, probabil, spanioli sau italieni, sau... Și caută și ei, nu, ei sunt români, cum le e mai bine. Ei sunt români, nu sunt italieni. Naționalitatea lor înseamnă să fii român. De acord. Că trebuia să fie convocați sau nu, nu mă pun că nu sunt acolo. Dar sunt români 100%, după aceea, nu context. Nu intru în discuție în sensul că cât de valoroși sunt, pentru că probabil dintre ei, care tot ce ați vorbit la televizor, sunt jucători care îmi plac foarte mult, foarte mult, dar nu putem să ne rugăm de jucători. Cu asta sunt de acord, n-am vrut să te rogi. Am ajuns în situația în care, cel puțin noi cum o vedem, cei vechi din generația care a fost, să vedem să ne rugăm de jucători ca să vină la echipa națională. Dacă vrei să vii, bine, dacă nu, să fii sănătos, vezi de ale tale, fă performanță unde îți dorești tu, dar nu ne rugăm de tine. Avem jucători români care joacă în țară, care sunt foarte, foarte, foarte buni. Așa că nu trebuie să ne rugăm de ce vine afară. Nu ne fac un avantaj, niciodată. E o pierdere că nu vor să vină, pentru că sunt fotbaliști crescuți în sisteme bune. Bună seara, mulțumesc. Bună seara. Da. Adică un băiat de 19 ani care se antrenează zi de zi sau aproape zi de zi niciodată cu oamenii de la Arsenal, e o pierdere când un jucător e valoros, când un jucător iubește România, când joacă de pasiune, când dă totul. Nu e o pierdere un jucător cât de talentat ar fi el, dacă nu el are în inima lui, are pasiunea și iubirea de a juca pentru echipa națională. Niciodată. Păi asta nu-i mai vine dacă a crescut de la 3 ani, de la 4 ani, domnilor, în Italia. Domnilor, nu înseamnă jucătorul totdeauna, e bine când selectezi să formezi o echipă, e bine să selectezi jucători care chiar sunt foarte buni. Jucătorul îți face diferența. Dar, nu uitați un singur lucru. Echipa câștigă trofee, jocul colectiv câștigă trofee și aduce performanță. Nu jucătorul. Jucătorul joacă într-un angrenaj. El poate să fie să se exprime mai bine sau mai rău dacă are o echipă în spate. Păi dacă luăm naționala din 94, ai avut-o în spate, Gică, naționala. Mulțumesc, da. Ai zis foarte bine. Eu totdeauna am recunoscut că în spatele meu trebuie să le mulțumim tot celorlalți, nu mie. Eu mi-am făcut datoria. Calitatea mea a fost de număr 10, care trebuie să facă diferența. Ba da, și ție, dar nu uitați ce a zis Petrescu, Lupescu, Popescu, toți cei care au stat în spatele meu ca să mă facă să devin wow. Deci aici stă secretul. Ăsta e secretul. Să știi să formezi o echipă națională care are jucători de mare personalitate și care să joace cu pasiune, cu iubire. Nu că stai, ne rugăm de el să vină la echipa națională sau stai că ne amenință el că vine la echipa națională. Mă scuzați, adică e prea mult pentru mine. De asta am vrut să intervin. Da. Pentru că
prea multe dispute de acești jucători care se pare că ne rugăm de ei. Și eu zic, dar unde au jucat acești jucători? Unde au jucat acești jucători? N-au un meci în divizia. N-au un meci internațional. Scuzați-mă. Ce facem și cu cei care joacă în divizia și au meciuri internaționale? Nu-i băgați în seamă. Apropo de pasiunea de care ziceai, Gică, în unele momente sau în unele... Da, în unele momente o mai căutăm și la cei care sunt din țară, să știi, adică la ce se vede pe teren. Nu... Deci nu contează că un jucător român s-a născut sau e în România sau e afară, un jucător român. Cel mai important lucru, tot ce faci, să faci din pasiune și cu inimă pentru echipa națională a României. La echipa națională a României, când vii să joci pentru U15, U17, U20, vii să joci pentru că tu iubești acest lucru. Nu vii să joci pentru bani. Nu vii să joci pentru nimic altceva. Joci, aici nu te zici că e echipa absolută, de seniori, sau U21. Nu, joci pentru că ai pasiune, pentru că iubești, pentru că e obiectivul tău numărul unu. Să ajungi la echipa națională să joci. Eu cred că toți fotbaliștii români își doresc să ajungă în echipa națională a României. Iar acest lucru trebuie să arate această pasiune, această dorință trebuie să o arate. Nu să stăm să ne rugăm de X sau de Y. Aici ești de acord cu Edi, care spune cine vine la națională trebuie să dea 100%. S-a dus vremea absolut, în care... Absolut, absolut. Nu există dubii. Gică, e adevărat că mai pregătești un Mazilu? Ai transferat un nou Mazilu? Cum pregătesc un nou Mazilu? Eric Mazilu. Așa, cum? Un puști. Așa e? Care e foarte bun? Altul în afară de Mazilu? Da, da. De ce bani? Cred că m-ai cunoscut, am stat de vorbă când ai venit aici la Constanța. Cred că știi că produc mult. Totdeauna am alternativa, cum se cheamă în fotbal, alternativa la pressing. Totdeauna am o altă opțiune. Știu, nu, am totdeauna auzit că ai transferat un super puști. Că totdeauna am altă opțiune. Da, deci e adevărat? Am auzit că ai transferat un alt puști, acum două săptămâni. Care îl cheamă tot Mazilu, da? Nu. Născut 2010. Nu. N-am idee. Poate că nu mai există la generația de azi pasiunea pentru drapel pe care o aveați voi, jucătorii din anii 80-90. Poate că nu mai au, pur și simplu, tinerii de nu azi. Nu se poate. Dorința să fie... Remus, nu se poate. Nu se poate. Uitați-vă. Fără pasiune, fără iubire, fără devotament, aceste valori fundamentale care fac. Nu se poate. Nu se poate. La echipa națională joci în primul rând. Iubești tricolorul, iubești echipa națională. Dai totul. Nu există. Altfel nu poți ajunge acolo. Chiar dacă ești foarte valoros. Dacă nu ești, n-ai cum să faci o echipă puternică dacă nu jucătorii nu au iubire, pasiune, dragoste față de țara ta. Eu cred că e primul criteriu de selecție. E primul. Că sunt multe criterii de selecție. Dar primul criteriu e acela. Ăsta încearcă și Edi să-l aplice acum, înțeleg. Într-un fel sau altul spune ori veniți cu inima la echipa națională, ori nu mai veniți. Și orice gest care... E un criteriu. Deci nu confundați un criteriu cu celelalte criterii care sunt foarte importante. Deci nu e doar unul. Sunt mai multe criterii. Deci trebuie să știți. Eu nu le știu. Dar... Sper că într-o bună zi le voi auzi care sunt criteriile de a selecționa jucători la echipa națională. Eu nu le cunosc. Dacă dumneavoastră le cunoaște... Nu, nici noi, dar de asta am România, auzit. Eu nu activez în România, eu nu trăiesc în România. Nu știu criteriile fundamentale pentru a selecta jucători. Păi al doilea ar fi valoare, nu? Al treilea, formă? Nu vreau să vă zic eu, nu pot să vă zic criteriile mele. Eu vreau să le aud. Nu vreau să vă zic despre mine ce criterii aș avea eu. Dacă eu ce criterii aș avea eu, v-aș explica la momentul oportun, o să le explic.
Vreau să-ți citesc dintr-o declarație făcută în urmă cu câteva ore de Anghel Iordănescu. Mai are nevoie Ianis Hagi de încredere să apară pe o listă preliminară? În momentul de față este o certitudine, nu pentru echipa națională, ci pentru fotbalul nostru. Gică Hagi și-a luat avânt, dar eu cred că staful tehnic al echipei naționale a analizat fiecare jucător în parte. Hagi are dreptul să vorbească, l-am înțeles ca părinte, dar să nu uite că a fost selecționer și a trecut prin situații de genul ăsta. Putea să aibă o discuție cu Ianis și să-l întrebe, ai fost sunat, ai discutat, dacă da, cu cine? Hagi știe foarte bine că atât eu cât și selecționerul actual îl apreciem foarte mult. E o declarație făcută în urmă cu puțin timp. Mulțumesc, nu ne apuiu că îl apreciază pe Ianis, dar una ne apuiu, celălalt e băiatului. Din punctul meu de vedere, eu nu mi-am luat viteză, deci cum a spus dânsul. Avânt, da. Deci nu mi-am luat viteză, eu am fost destul de rațional, în care am zis un lucru foarte pertinent, de, cred eu că dânsul cunoaște, neapuiu cred că cunoaște foarte bine ce înseamnă un jucător important. Cred că dacă unicul în România, care între el ne-a mințea Lucescu, cei mai mari antrenori români, cred că cunosc noțiunea de ce înseamnă cel mai important jucător, un jucător foarte important, nu cel mai, foarte important pentru echipă, cred că el chiar cunoaște noțiunea aceasta. Hai să nu glumim cu, să nu zicem în lucrul ăsta. Că eu mi-am luat viteză, neapuiu, nu mi-am luat viteză. Nu mi-a luat absolut nicio viteză și nu vreau să intru, doar vă zic un lucru. Lăcătuș n-a fost la campionatul mondial din 94. Da. Nu vreau ca după 20 de ani cineva să zică că ne-a părut rău, că nu l-am selectat. Deci nu vreau acest lucru să se întâmple. Nu doresc acest lucru să se întâmple. Ca să-mi cer scuze, cineva să-și ceară scuze după 20 de ani, că nu l-am luat la campionat și îmi cer scuze. Asta nu se poate. Asta nu se mai poate repeta. Nu se poate. Niciodată. Și așa cred eu. Asta totuși e, nu e vorba de un turneu final acum, Gică. E vorba doar de primele două meciuri. Nu. Noi vorbeam de lucrurile care s-au întâmplat altădată, da. S-au întâmplat altădată când ne-a părut rău după 20 de ani. Deci nu un jucător trebuie să stea la nu știu cât timp pentru nu știu ce, ca să zicem după aceea, păi știi că îmi pare rău, îmi cer scuze. Nu se poate. Pe de altă parte, cred că știi la fel de bine că poți face și greșeli ca selecționer, nu? Nu știu dacă e cazul aici, dacă e o simplă greșeală. Selecționerul trebuie să fie bun sau nu e bun. Califică sau nu echipă? Califică sau nu echipă? Nu, califică echipa. Da. El a decis. Are personalitate și ea decis. Și asumă în totalitate. Asta nu confundăm tot ce vorbim noi cu lucrul acesta. Nu putem să confundăm. Da, trebuie să o asum. Dar cu siguranță, 100%, Edi Iordănescu mi-a arătat mie personal, Gheorghe Hagi, care a fost mare sportiv și manager important în ultima perioadă, în ultimii 14 ani în România, de a conduce un club, mi-a arătat că Ianis Hagi pentru el nu e important. 100%, poate să zică și neapuiu, de câte ori vrea el. El își apără băiatul lui foarte bine. Să-l apere, dar nu e adevărat. Ca manager, eu cred că neapuiu nici măcar nu gândește el așa. Așa cred eu. E părerea mea, e bună, e comentată, va fi bine, va nu va fi, dar așa va fi. Așa e, așa o văd eu. Da, insiști că această opinie o ai ca manager și ca fost mare sportiv. Nu e și o doză de părinte manager, aici? Manager care conduc un club care de 7 ani are profit, domnilor. Corect, da. În România, unde nu s-au plătit salarii, unde s-au făcut ce s-a făcut, unde dezastru. Dezastru național. Și când un club condus de mine, de la zero, atenție, de la zero, care a făcut performanță la cel mai înalt, a cucerit tot. Deci de la zero a câștigat tot. Și a produs jucători, apropo și de lucrul ăsta. Eu am produs subsemnatul, a produs jucători care au făcut performanță.
la cel mai înalt nivel, la cele mai bune echipe din România, capitan, capitan la cele mai bune echipe din România. Jucători afară, vă convine, nu vă convine, vă stă bine, nu vă stă bine, vă cade bine, nu vă cade bine. Iannis joacă la o echipă și a demonstrat și a arătat că e cel mai bun jucător sau cel mai tânăr jucător la Rangers când a jucat înainte să joace finală de Europa League. Atenție, final la Rangers a jucat de Europa League datorită lui Iannis, care a dat gol și a făcut diferența în Danemarca. Dacă nu, Rangers nu trece grupa. Deci voi omiteți niște lucruri fundamentale, importante, care fac diferența. Iannis în Italia, la U21, a fost cel mai bun. Că văd imaginele acum care le-ați dat. A fost cel mai bun. Numărul 10. Pasator. Păi și atunci, scuzați-mă, mai sunt lucruri de spus, de vorbit? Gică, mai e discuția asta, Gică, că a stat un an de zile și că nu-i... Deci Iannis e sănătos în momentul de față. Nu că a stat... Toată lumea știe că el a fost accidentat. Păi în momentul cel mai bun al lui Iannis, de vârf, în care a fost cel mai bun jucător la Rangers. Tânăr, cel mai bun jucător. În care echipa lui n-a pierdut niciun meci. Niciun meci în care a făcut cele mai multe puncte, în care s-a dus al doilea an în finala Cupei UEFA. În finala Cupei UEFA. Nu e Rangers orice echipă. Iannis joacă la o echipă cu o presiune imensă. Imensă. În Europa. Și scuzați-mă, el a demonstrat că chiar o duce. Dică, crezi că impresarii mai au influență la echipa națională? Mai au influență la echipa? S-a întâmplat și a lipsit 10 luni, 12 luni. Păi logic, când tu lipsești 12 luni cu o accidentare care e logic să îți trebuiască același timp să revii. Dar el în momentul de față, el era pe teren. El a fost pe teren. Iar un jucător important pentru o echipă națională sau echipă de club, el e pus pe listă. E acolo. El e acolo, e pe bancă la Rangers. Nu e în afară. E pe bancă. Astăzi joacă, mâine nu joacă, dar e pe bancă pentru că până să-și revină, e nevoie de timp. Dați-i timp să revină. Dar ce a fost? Bun, dar înțeleg că Edi a stat de vorbă cu Iannis pe subiectul ăsta. Nu, s-a trimis mesaj. Uh-huh. Nu confundați a stat de vorbă cu a trimite mesaj. Nu, frumos era să ducă până la el acolo înainte de... Nu. Așa era. E un detaliu, iar, vedeți? E un detaliu, contează asta. E un detaliu. Dacă s-a căutat să explice, e un gest frumos. A trimite mesaje după ce s-a dat lista de convocare. A citit eu lista de convocare a jucătorilor străini. Să mă văd fără să știu că nu sunt în ea, e un șoc. E un șoc, vă rog frumos. Deci eu am fost jucător la echipa națională. Și eu îmi doresc să fiu la echipa națională. Și eu mi-am dorit să fiu totdeauna. E un șoc. Dar l-anunțase prin mesajele astea înainte să trimită lista că nu-l cheamă? Nu, după. A, deci după, păi asta trebuie lămurit, că toată lumea a crezut că Edi a vorbit cu el înainte, deci nu s-a vorbit înainte cu el. Nu, după. După, păi asta am și spus, da. După s-a comunicat. După, iar asta e inadmisibil. Pentru că tu înainte ai declarat că, aoleu, inclusiv în momentul de față ați declarat, sau s-a declarat, că Iannis lipsește. Cum lipsește Iannis? Nu e dorit. Nu lipsește. Iannis nu e dorit acolo. Dacă era dorit, era acolo. El e sănătos. Vreți să-mi vă zic una? Da. Iannis a făcut antrenamente cu noi 3 zile. Foarte tare. Și 3 zile am făcut antrenamente cu noi. Filmăm. Am văzut foarte bine. Da. Cum e? Cum e? E 100%? Cât? Nu 100%.
100% n-are cum să fie. Da. El face antrenamente, toate antrenamentele. Cu Andorra putea să joace un sfert de oră, fără probleme, 20 de minute? Întrebați-l pe el. Dacă... Nu, te întreb pe tine, că ai 3 zile ai lucrat pentru cu mine? El. Da. Pentru mine, Iannic? Da. V-am zis, e un jucător foarte, foarte important pentru mine, cum îl văd eu, și cred că minim 30 de minute poate joace. Minim 30 de minute, da? Da. Da. Gică, tu crezi că impresarii mai sunt atât de influenți la echipa națională? Nu. De ce, Balin? E o întrebare foarte șmecheră și foarte... Nu deci ești... eu nu lucrez cu așa ceva, nu am în lucrul ăsta, nu, ești nu mă interesează. Eu știu că la echipa națională trebuie să vină cei mai buni. Nu. La echipa națională sunt criterii de selecție, se cheamă. A ști să a selecta și a face o națională foarte puternică, trebuie să ai criterii de selecție. Criterii foarte, foarte stabile și foarte importante. De ce Edi nu l-ar vrea pe Ianis, un jucător care atunci când era în formă era titular, era om de bază în națională? Remus, întrebarea de ce? De ce? Eu nu zic asta. O spui tu. Un selecționer vrea să aibă jucătorii cei mai buni, dar mai eu, că eu nu noi zic, nu avem 10 de jucători acum. O zici tu, e părerea ta. Eu n-am spus că Edi nu-l vrea. Da, spun eu, sigur, da, sigur. Sigur. Mă întreb eu, de ce nu l-ar vrea Edi pe Ianis? De ce ar avea ceva împotriva lui? Păi nu știu, întreabă-l pe Edi. Întreabă-l pe Edi, nu pe mine. Dar întreabă-l pe el. De ce mă întreb pe mine? Nu știm să-ți fost un conflict, dar care pui întrebarea despre cine pui, întreabă-l pe el. Da, e de întrebat, Edi, corect. Da, și tu ai spus, Gică, că nu e dorit. Tragi concluzia că nu e dorit după evenimentele. Nu, eu n-am spus că nu e dorit. Eu n-am spus că nu e dorit. Nu. Mi-așa mi s-a părut. Nu, n-am spus că nu e dorit, scuzați-mă. Nu. Da, așa reținusem și eu. Eu am zis pe Ianis, deci nu faceți lucrurile cum am spus-o. Nu duceți lucrurile în alte... Că e ușor să faci diversiune, manipulare. Nu-și propune nimeni asta, Gică, dar asta am auzit. Ai tras concluzia că dacă nu e chemat un jucător considerat important, înseamnă că nu e dorit la echipa națională. Bravo! Corect! Păi și atunci... Păi dar asta, dar nu o faceți după că nu știu ce e Ianis. Eu am spus propria mea opinie. Că nu un jucător care cred eu că se consideră important într-o campanie, într-o luptă de a câștiga, de a fi acolo, când el e sănătos și e pe teren, trebuie să facă parte minim, și asta e spus în apoi, minim pe lista preliminară, minim. Nu vorbesc de a fi convocat după a treia etapă, de a vedea cum ce stare are și a patra etapă, dacă cât îl folosesc eu. Eu decid ca antrenor, ca manager aceiei naționale. Până să ajung acolo, măcar să am preliminar chestia elementară. Dacă Ianis nu e convocat în lista de stranieri a românilor din străinătate, a jucătorilor români din străinătate, scuzați-mă, cu tot respectul, cu tot respectul tuturor, Ianis joacă la cel mai mare club care nu evoluează niciun jucător român în momentul de față. Cel mai titrat club și e, nu că joacă, e cel mai bun tânăr jucător de acolo. Tânăr, atenție, tânăr. Chiar nu e de luat așa, chiar așa o tratăm cu superficialitate, chiar o tratăm cu... Nu. Pentru mine e foarte important. Dar, din păcate, el e pe teren, e sănătos. El nu poate... Am văzut acum 3 zile, sau 2 zile, că Ianis se trecut pe lista cu Chiricheș și cu jucătorii care sunt accidentați. Doamne! Așa se ajunge atât de departe, că mi se pare incredibil lucru. Ce legătură are Ianis cu jucători accidentați? Cu Bancul, cu Chiricheș, cu nu știu care. Ce legătură are? Ianis e sănătos, domnilor. Ianis e pe teren. De ce nu la echipa națională? Să dea răspuns selecționer. De ce nu e? Să joacă să fie selecționer. El răspund. Dar eu am datoria să spun că a fost jucător al echipei naționale.
că a fost capitan al echipei naționale, că a fost ca și manager a unui club care chiar managerez un club care chiar arată bine în 14 ani, scuze-mă. Ivan, crezi că ar fi trebuit să fie la echipa națională? Nu e normal acest lucru. Ivan, crezi că ar fi trebuit să fie la echipa națională? Îi selectăm, nu vreau să intru. Îi selectăm pe cei mai buni? Vă pun o întrebare a tuturor, în dumneavoastră acum. Remus, Decebal. Da, opinii sunt mereu, indiferent de selecționeri și de alegerile lui, mereu sunt păreri contra. Să selectez pe cei care crezi că sunt cei mai buni? Da, ești obligat ca selecționer să faci asta. Să alegi pe cei mai buni. Nu, pe cei mai buni. Da. Chiar dacă sunt într-o situație mai bună sau mai bună. Dacă Hagi era la Real Madrid și nu juca vreo 3 meciuri ultime, îl selectai Napuiu? Îl selecta. Așa ar trebui, okay. Să-l fie selectat, da. Okay. Așa s-a și întâmplat. S-a deci, întâmplat. Cu Rădăciunul care nu juca la Milan. Vă dau un secret, nu vreau să-l dau, dar vi-l dau în seara asta. Nu vreau să-l dau, dar îl dau în seara asta. Era personală, pură personală. La echipa națională, ca manager, ca selecționer, trebuie să știi un singur lucru, fundamental. Să știi să creezi o echipă națională. Să știi să creezi o echipă foarte bună de jucători care joacă și care câștigă. Ăsta e secret. Să știi să selectezi pe cei mai buni și să faci o echipă națională care să... Da, și tu știi, Gică, ce zice lumea acum. Vino, Gică, și ia-o. Te așteaptă toată România. Decebal. Te așteaptă toată România, povestea asta. Decebal. Eu îți spun părerea mea. Tu zici lucrurile care îți place ție. Și eu tot părerea mea. Am mai întrebat ce părere am cu Iannis. Eu am deschis subiectul ăsta, că era liniște. Nu zicea nimeni nimic. Eu am spus că Iannis ar fi meritat și de atunci a explodat toată povestea. Așa că Iannis n-ai de ce să mă acuzi. Echipa națională e liniște. E liniște. S-a dorit această liniște. Nu știu, mie mi s-a părut, de asta am și... Da, s-a dorit această liniște. Făcut subiectul. Mi s-a părut că ar fi trebuit convocat, măcar din... Nu, trebuia convocat. Da. Eu o spun cu tărie, trebuia convocat. 100%. Pentru că e un jucător important pentru Gheorghe Hagi, Iannis e un jucător foarte, foarte important. Pentru celălalt, punem o semnă de întrebare. Pentru mine, da. Ok, atunci înseamnă că dacă cel mai bun jucător român, jucătorul român, nu, scuzați-mă, jucătorul român care joacă la cea mai bună echipă europeană în momentul de față, jucător român, nu e la echipa națională, înseamnă că avem o problemă gravă. Avem o problemă gravă. Dacă Ghiță, am tăcut din gură, dar iar vin să spun un lucru care nu vreau să-l dezvolt mai mult decât e. Dar vă spun iar un lucru. Dacă Ghiță, care a ieșit, Remus, da. Cred că ai văzut statistica din Marca sau un an, nu? De acum un an. Da, care primit. Trei jucători sub 23 de ani din Europa sau din lume. Înaintea lui Cundé, nu? Da, țin minte acel top. Îl ții? Da. Ok, dacă tu ții topul ăsta, tu crezi că Ghiță nu poate face parte din lotul național al României, care joacă titular toate meciurile unde joacă și e în primii trei jucători sub 23 de ani din Europa, domnilor? Păi dacă ăia cei mai buni nu sunt acolo, poate că Edi consideră mai bun pe alții. Că ăia de afară fac o statistică și arată că ăia sunt foarte buni, dar pentru români nu sunt buni. Te întrebam ceva, crezi că Grameni va fi titular la Under 21? Nu muta Bobu. Nu muta lucrul în altă parte. Poate că Edi... Vorbim de Ghiță. Da. Poate că Edi îi consideră pe alții la centrar mai bun. Că ăla e mic, e 2002. Ăla trebuie să se ducă la U21. Păi la U21 și joacă, crezi că va juca acolo? De U21 am zis. De ce nu e la echipa națională? Ghiță. Da. Când el este în primii trei din Europa, sub 24 de ani, înaintea lui Cundé, domnilor, și Cundé e cumpărat de Barcelona. Păi de ce Ghiță nu e la lot?
Da, da, Edi a fost angajat ca să facă niște dați alegeri. Dați telefon și întrebați. Dacă rezultatele vor fi slabe, va pleca. Dați telefon și întrebați. Da. Dați telefon și întrebați. El își asumă toate alegerile acestea. Stai liniștit acolo, stai că vedem că se acomodezi, că te luăm noi. Păi Ghiță joacă titular meci de meci. Meci de meci. E singurul jucător român care în Polonia joacă meci de meci. Deci nu-i convocat. A, nu e bun. Săracul n-a jucat în România la o echipă care a fost în primele 5 din România, care joacă fotbal. Care joacă fotbal. A, nu, a fost la toate loturile naționale. La toate loturile naționale. Păi și atunci cum face? Băiatul, copilul, el ce crede acest băiat? Ce credeți voi că crede el? Păi eu am întrebat mai devreme dacă crezi că impresarii Europa, au vreo influență. Spania îl declară în primii trei din lume sau din Europa. În primii trei din lume sau din Europa. Și el vine, cine e convocat la echipa națională a României? Domnilor, înseamnă că avem fundași centrali care sunt Dumnezei. Deci sunt prea buni, dacă la Juventus, la Milan, la Barcelona, și Ghiță nu poate fi. Săracul e prea... E, alții joacă la nivel foarte mare. Bun, alții joacă la CFR sau în Serie B din Italia? La CFR, să joci la CFR, Remus, e un lucru mare. Pentru că CFR joacă în cupe europene, da. Joacă în cupe europene și joacă, câștigă campionat. A juca la CFR nu e ușor. Nu confunda CFR-ul cu alte lucruri. Te rog frumos. Da. Vă rog frumos, nu confunda CFR-ul cu alte divizii. Nu confunda CFR-ul cu alte divizii. Cu Liga a doua din Italia. Nu, cu alte divizii. Franța. Chiar spaniole, Franța. Chiar nu știu care. Ce vreți voi? Vă rog frumos. Vă rog frumos, că înseamnă că o dăm în derizoriu. O dăm în derizoriu cu totul. E în regulă, Gică, mulțumesc mult pentru intervenție. Mi-a plăcut, numai bine. Numai bine.